Gata? Da, putem începe. Merge. Partidul Național Liberal salută inițiativa președintelui României, Klaus Iohannis, de a genera un consens politic național prin intermediul acordului politic național pentru consolidarea parcursului european al României. Pot să anunț, după consultarea telefonică a tuturor colegilor mei din conducerea partidului, că am decis cu unanimitate că Partidul Național Liberal va semna acest acord politic național și nu numai că îl va semna, dar va milita cu toată forța de care dispune pentru ca acest acord politic să fie transpus în practică. Nu poate exista dreptate într-o societate în care justiția este călcată în picioare de politicieni certați cu legea. Într-o țară în care infractori calcă cu bocancii independența justiției, calcă în picioare puterea judecătorească și caută să subordoneze toți magistrații din țară. Președintele României a luat decizia de convocarea unui referendum în care a dat posibilitatea cetățenilor români să decidă. Iar cetățenii români au decis fără drept de apel că vor ca România să continue parcursul european și să adâncească integrarea în Uniunea Europeană. Că vor să fie conduși de oameni cinstiți, de oameni corecți, de oameni care respectă legea. Că nu sunt de acord cu amnistierea și cu grațierea faptelor de corupție, că nu sunt de acord cu ordonanțele de urgență, că își doresc integritate în exercitarea funcțiilor publice. De 2 ani jumate, alături de președintele României, Partidul Național Liberal a dus un adevărat război de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor României împotriva agresiunilor sistematice declanșate de guvernele conduse de PSD și ALDE. Odată cu acest referendum, toate formațiunile politice din România trebuie să înțeleagă că cetățenii au decis. Suveranitatea aparține poporului. Iar atunci când poporul se exprimă direct prin referendum, voința exprimată de cetățeni trebuie să devină lege pentru toți aceia care sunt implicați în politică. Partidul Național Liberal, încă de la înființarea sa, este un partid profund atașat valorilor europene și un partid care sistematic a luptat pentru ca România să facă parte dintr-o Europa a drepturilor și libertăților individuale, să facă parte dintr-o Europa a prosperității, să facă parte dintr-o Europa care să permită fiecărui român să ducă o viață decentă și să se realizeze în viață. Susținem total toate ideile din acest pact și toate soluțiile pe care le propune președintele României pentru a transpune în fapt voința exprimată de cetățenii români. Facem apel către toate forțele politice din România să susțină acest pact, iar către unii care până astăzi au fost agresorii independenței justiției și a valorilor și principiilor europene a statului de drept în România, trebuie să înțeleagă că s-a terminat. Că odată exprimată voința cetățenilor, toate forțele politice trebuie să acționeze în conformitate cu ceea ce vor românii. Ne vom implica
cu toată expertiza pe care o avem, cu toată forța noastră politică, pentru a susține demersurile președintelui României de transpunere în fapt a voinței exprimate de cetățeni la referendum și a tuturor punctelor exprimate în acest pact național. De asemenea, accentuez ultima frază, care pentru noi reprezintă un legământ de acțiune politică. Noi, semnatarii acestui acord politic național, ne angajăm ca în toate luările de poziție și în toate acțiunile întreprinse să sprijinim aprofundarea integrării în Uniunea Europeană, consolidarea proiectului european, precum și întărirea relației transatlantice, neexistând nicio incompatibilitate între continuarea integrării europene și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, și să nu ne exprimăm contrar acestor linii de acțiune, principii și valori esențiale pentru România și cetățenii săi. Este timpul ca cei care au câștigat puterea în decembrie 2016 și care și-au bătut joc de încrederea care le-a fost acordată de cetățeni, declanșând un război absurd în interiorul României, declanșând ura între români, declanșând falii în societatea românească, provocând separări care nu au niciun fel de temei real, provocând o afectare gravă a imaginii Uniunii Europene și a angajamentului guvernelor de după decembrie 2016 față de valorile și principiile europene. Este timpul să se oprească. Este timpul ca România să-și regăsească unitatea, ca românii să-și regăsească solidaritatea, ca românii să fie din nou uniți, iar românii au arătat că sunt uniți cu ocazia acestui referendum și am convingerea că cetățenii români vor sprijini realizarea acestui pact național care poate să determine o nouă mobilizare a societății românești și poate să asigure cu adevărat o traiectorie europeană strălucitoare pentru țara noastră. Am anunțat după consultările de la Cotroceni că vom susține toate inițiativele președintelui României pentru transpunerea în fapt a voinței exprimate de cetățenii români. În cazul în care președintele României va considera necesar, stăm la dispoziția echipei președinției cu specialiștii noștri și cu punctele noastre de vedere. Vedem clar că există deja un efort de elaborare pe care președinția l-a făcut și care se regăsește în acest acord politic național pentru consolidarea parcursului european al României, care creează cadrul ca toate forțele bine intenționate din politica românească să pună umărul pentru a transpune în fapt voința cetățenilor. Documentul semnat de mine? Acum îl semnez după conferința de presă și îl voi transmite la Cotroceni. De altfel, vă repet, am consultat telefonic toți colegii mei din conducerea națională. Am acordul fiecărui membru al Partidului Național Liberal din conducerea partidului și, de altfel, acest acord este demonstrat de toată lupta noastră din ultimii 2 ani și jumătate. În care am folosit toate pârghile pe care le-am avut la dispoziție pentru a opri tăvălugul declanșat de coaliția PSD-ALDE împotriva independenței justiției, împotriva puterii judecătorești, împotriva drepturilor și libertăților cetățenilor, împotriva liberului acces la justiție și împotriva tot ceea ce este normal și firesc într-o societate democratică în care trebuie să existe dreptate.
revizuirea Constituției nu se poate finaliza și realiza decât prin referendum. Cu cât mai repede se va face acest referendum, cu atât mai bine. În ce ne privește, ni se pare o ocazie foarte bună scrutinul prezidențial pentru referendumul de revizuire a Constituției. Cu atât mai mult dacă toți actorii politici din România susțin revizuirea Constituției, evident, în conformitate cu voința exprimată de cetățeni, nu văd absolut niciun fel de motiv ca acest referendum să nu fie organizat odată cu alegerile prezidențiale, când oricum se organizează un scrutin, când oricum oamenii sunt chemați la vot și odată cu alegerile prezidențiale pot să decidă și asupra revizuirii Constituției. Așa cum am anunțat, am format echipe de negociere, am purtat negocieri cu foarte multe grupuri parlamentare, există clar o voință din partea partidelor de opoziție, PNL, USR Plus, PMP, de asemenea am constatat că există o voință de susținere a moțiunii de cenzură din partea parlamentarilor din grupul Pro-România. Așteptăm un răspuns din partea UDMR. De asemenea, am declanșat negocieri și cu alte grupuri parlamentare și, de asemenea, se poartă om la om pe tot terenul negocieri cu parlamentarii luați individual din partidele care au susținut până astăzi guvernul. Tratăm extrem de serios problema moțiunii de cenzură. Vom face toate eforturile pe care suntem capabili să le facem pentru a asigura o majoritate care să susțină această moțiune de cenzură. Vă mulțumesc! Vă doresc o seară frumoasă!